Sorin Petrescu, unul dintre cei mai mari pianiști români, se află în aceste zile la Bușteni, unde de altfel a și susținut un recital extraordinar în cadrul stagiunii muzicale 2013. Încântat de acustica sălii Centrului Cultural Aurel Stroie, dar și de primirea de care a avut parte aici, marele maestru a hotărât să mai rămână o perioadă pentru a exersa. Din punctul meu de vedere, întotdeauna e o bucurie pe care mi-e greu să o exprim în cuvinte. Am aici prieteni adevărați, oameni minunați și simt o apropiere de acest public pe care trebuie să o spun. Nu o simt, de exemplu, acasă la mine, în Timișoara. E o relație specială, nu știu un alt loc în care să mă simt atât de bine. Sorin Petrescu este pianist în cadrul Filarmonicii din Timișoara și predă la Universitatea de Muzică din aceeași localitate. Acesta a fost unul dintre cei mai apreciați studenți ai lui Aurel Stroie, despre care maestrul spunea că este cel mai bun interpret al lucrărilor sale. La rândul său, Sorin Petrescu s-a implicat activ în organizarea celor 4 ediții ale Festivalului Internațional Aurel Stroie de la Bușteni, fiind practic sufletul acestuia. Din programul recitalului susținut în stațiunea de pe Valea Prahovei, au făcut parte celebra sonată Patetica a lui Beethoven și lucrări de Liszt, Debussy, Miklos Maros, Dave Brubeck.